căldură. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Domnul ne-a dat încă o zi, nu meritam, dar El e bun să-i mulțumim și să trăim spre slava Lui. Și referul spune atât de minunat, să prețuim ziua de azi, căci de-a trecut înapoi nu se mai întoarce niciodată, să prețuim vremea de har și să trăim așa cum Domnul ne-a învățat după Scriptură. Amen. Să prețuim vremea de azi și să trăim așa.
de ceasul va suna. Ești pregătit să scot, de te va chema. Ești pregătit să luni, acum e timpul domnului. Învață-te și tu, ca să fii mântuit. Ești pregătit să scot, de ceasul va suna.
De ce nu te poți scăpa?
Nu te poți scăpa de zile, nu poți, dar Bog te-a putut scăpa. Ai încercat toate metodele. Și n-ai putut. Și eu am încercat și n-am putut. Dar Dumnezeu tot mi-a dat putere. Slavă! Și seara aceasta Dumnezeu spune, eu te voi izbăvi. Pentru că tu nu mai ai putere. Dar recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu că ești fără putere. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ai capitulat. Și nu mai spune, am să mă descurc eu, am să fac eu. Pentru că nu poți să faci nimic. Cel ce poate, e Dumnezeu. Slăviți-o pe El. Și mai departe, versetul 7. Și auzi ce făgăduințe pe care te face Dumnezeu. După ce că te scapă din robie, ne ridică Dumnezeu mai sus. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru. Și veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile pe care v-a fost să nu doctorii, nu știu ce tratament a făcut contra țigărul, contra nicotină și nu știu ce. Și Dumnezeu, Dumnezeu poate să vizită pe numele Domnului. Dar le mai spune Dumnezeu în versetul 8, zice, vă voi duce în țara pe care am jurat că voi da-o lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob. Vă nu ne duci Dumnezeu în țara aceasta, în Israel. Vreau să-i duce undeva mai special. Vreau să-i duce în Împărăția lui. Amin. Acum unii privenire, pace și bucurie în Dumnezeu Sfânt. Când era în lume, am zis, ce viața asta fără să dansez, să hipope, ce viața aceea? Păi așa nu s-aș exista. Și când mă duc de o seară de rugăciune și mă duc acasă, prinde pace. Prinde bucurie Sfântă. N-am înțeles, eram vorba atâta acestor lucruri, atâta n-am înțeles. Dar Dumnezeu când mi-a făcut eliberare, acum înțeleg. Cât eram de robit în vremea aceea. Și acum Dumnezeu spune, vreau să te duc în țara Făgăduinței. Nu numai că te scapi de țigări, nu că te scapi de alcurvie, de prostire, că ți-ai distrus familia, ți-ai genealogit familia. Apoi te-ai genealogit alte familii. Dumnezeu vrea să șteargă tot păcatul. Vreau să te ridice Dumnezeu. Cum vor ridica pe vreau să vă spun cum Dumnezeu vă inimă ridica și totul ăsta păcat. Oricare asta aici. Și mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel a vorbit Moise cu tărul lui Israel. Dar deznădejdea. Aceste două lucruri de băuga rugăciunea aceasta, de băuga pentru ce bolnav. Pentru că, zice, deznădejdea și robia aspră în care se aflau, i-au împiedicat să asculte pe Moise. Oamenii lui Dumnezeu sunt aici în seara aceasta. Vă vor vesti Evanghelia lor. A lui, a Domnului Iisus Hristos. Dar ceva s-ar putea să vă împiedice să credeți. Deznădejdea și robia. Dacă sunteți în robie, s-ar putea să auziți, să treacă, zice, pe mine nu mă poate salva Dumnezeu. Vreau să spun că poate salva Dumnezeu. Ascultă cu atenție cuvântul lui Dumnezeu așa. Dedică-ți toată inima spre cuvântul lui Dumnezeu. Crede că ai și puterea în acest cuvânt. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu pe mine m-a scos. Și vă spun mărturia. Eram, de copil mic am citit Scripturile, clasa a doua. Dar așa ca o poveste, nu prea înțeles. Dar aș știut că trebuie să mă pocăiesc. Și cu cât am crescut, am început să... Nu am fost, am fost o familie de ortodoxi. Și părinții mei ortodoxi. Și mergeam la biserică fiecare duminică. Aveam o formă de evlavie. Dar ce vreau să vă spun? În casa la noi se consuma 1000 de litri de vin. Pe care erau 5 oameni în casă. 1000 de litri de vin se ducea. Din mic copil am început să beau. Din mic copil am început să cunosc toate adâncimile satanice, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și am ajuns la vârsta de 18 ani, am dus la tată, a început Revoluția Timișoara, i-am trimis în Timișoara, a spus de minunul în Ungaria, o primul ungură de la România. Eram pierdut. Și când am ajuns în Timișoara, am vorbit în românește, am zis, a sfârșit cu toată, Doamne, stop, era cerul plin de glas. Armata trăgea popor. Și eram acolo, prins și în prima linie. Și Dumnezeu o rânduit ca grupa în care eram. Am zis, Doamne, tu, Doamne, mă scrie de aici. Toată viața pe Iisus. Dumnezeu a dat o parte și grupa noastră, grupa în care eram. O înlocutenem din Craiova. Din Pitești. Ne-am luat și ne-am dus de acolo și am rămas într-o zonă unde nu s-a dat niciun rost. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că n-am ucis pe ei. Poate fi dat un rost și vreau să-l omor cu un om. Și n-am avut prieteni pe conștiință, pentru că n-am apăsat bătălia. Dar n-am ascultat ce-a făcut Dumnezeu. Apoi am urcat 3 ani de zile după ce am venit de la natura Zalău. Colegii intrau la poliție și am zis să începe să se distrugă fabrica, să se închidă fabrica. Am zis, Doamne, de cum ajuns eu la poliție? Eu mă copez. Eu te-i scuși pe tine. Pentru că aveam în inima mea, aveam cuvântul lui Dumnezeu. Știam că trebuie să fac lucrul acesta. Pentru că pocăința nu e o opțiune a unui cult religios, ci pocăința e porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu vă pocea și nu frații vă pocea. Dumnezeu vă pocea. Și Dumnezeu m-a ajutat a mintea și am mintea la dumneavoastră în comun. În primul loc, nu era știut nimic de două persoane. Și am mintea aici la Dumnezeu, pierdut de la mulțumesc de 22 de ani. 23 de ani m-am mintea aici. Și după ce m-am văzut departe de casă de părinți, am început să fac de cap și eu. Și poate nu prea cunoaște dumneavoastră, dar mai ales că ați făcut că ați dat un doar cu unii în doamnă. Nu o să le repede și am în bară.
și începem să am pus o viață stricată și încet, încet, păcatul acesta al cuvii, al lucrul acesta a pus stăpânie pe mine, pornografia, cuvia, atâtea lucruri mizerabile care au pus, alcoolismul a pus stăpânie pe mine. Și la un moment dat, vreau să mă căsătoresc și a zis, Doamne, dă-mi nevastă. Și eu nu m-am rugat de Dumnezeu, să știți, pentru că atunci când ești la necază, nu știe să se rog. Și atei să rog. Și a zis, Doamne, eu știu că tu poți să dărăba, dar are 26 de ani. Dumnezeu mi-a dat o fată din Drogocina. După ce m-am căsătorit, eu am început să fac de la fel ca și noi. Am început să duc aceeași viață de străbat. Mă credeam căsătorit, apoi cu copiii de azi. Niciodată n-a zis, Doamne, îți mulțumesc din copii. M-au promovat, m-au dușit de bună Cristo. N-am mai cu o bună liniștită, n-am mai nevoie. Toată ziua m-am cu o bună și prostii. Părinții s-au întors în 95 la Dumnezeu. Să știți aici, am văzut, în spate, eu am avut fotora în grață și am văzut ce am lucru interesant. Pentru că pocăinții nu veneau la postul de poliție. În vremea aceea făceau și buletinile, să schimba buletinile la postul, dacă ține bine, care se mai învăță. Și nu veneau numai că schimba buletinile. Și atunci trebuie să o întrebare. De ce la frații mei trebuie să mă duc la cei din legea mea, să mă duc la măsuri de ordine, de o sfinție, și la ei trebuie să merg, nu-i cheamă nimeni de el. Și când părinții mei s-au pocăit, mi-a făcut bine, pentru că la noi în casă, numele Dumnezeu era blestemat, mama născută, blestemat pe tată. Era ceartă, era sfadă, tot o zonă. În momentul în care părinții s-au întâlnit la Dumnezeu, în casa noastră, în Hristos, mi-era mai drag să fiu acasă la drag, dar Dumnezeu a dubicat tata după ce a construit biserica în Pocăini, după ce s-au luat biserica la ultima de acasă. În anul 2000 eram copins la Sfântul la Hristos și de post și m-am mutat la Sfântul Dorei. Și acolo la Sfântul Dorei, o bună grea, în loc să mă apropie Dumnezeu, să-mi dea Dumnezeu puterea să... Pentru că răspund, ziceam, am un noroc, nu. Păi ea pot să așa, tica, cum știți cu tica asta, fără să fac nimic, eu nu vine nimic. Dumnezeu mi-e de mea. Dar niciodată n-am zis Dumnezeu, am spus eu de și eu am fost. Niciodată n-am zis, Doamne, când tu-i pregăte și mi-i pui înainte. Când erau spajele, veneau de la Zaba, am o crimă pe autorie construcție, am toate lucrurile. Grele, eu toate lucrurile Dumnezeu m-a ajutat. Dar odată n-am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Că nu înțelepciunea mea, nu mi-e plăcerea mea, ci tu ești cel ce mi-i dai. În Ieremia, în capitolul 14, înainte de capitolul ultimul verset, spune, se uită Ieremia, pe vremea se și spune, se uită Ieremia spre cer și erau nori pe cer. Și oare nori în la ploaie? Oare nu Doamne cu fașul să cadă ploaie? Oamenii se pune, își pune încredere în toate lucrurile, dar nu la Dumnezeu. O să-și pune încredere în nori, în meteorologie, dar nu-și pune încredere în Dumnezeu care poate să facă să cadă ploaie. Și nici eu nu mi-am pus încredere să zic, Doamne, eu știu că tu poți. Și tu mă ajutești și m-ai ajutat. Și eu ar trebui să te venerez pentru lucrurile așa. M-am numit un fapt. M-am mai mult, după ce am la o sume și dorei, în loc să stresul care era, am început să beau. În anul 2006 am ajuns să intru în curtea postului poliției, în mașina de poliție, e trebuie să spună nu știa cum intru în curtea mașină. Mult de bea. Nu făcea început asta, pentru că aveam pus o pespoară și curăța. Nu se lopesc pe asta. Măcar tot la puțința mea. Dar atât. Patimile în viața mea și-au pus urmărul. De la asta era pe punctul de să-i spărțelim. Pentru că nu mai puteam să suport. Bembele cu nopțile de casă comințea cu plecanul și pont. Plecam de pentru barul și cu alte lucruri. Dar ce vreau să spun, Dumnezeu părinților mei. Părinții sunt acolo la Domnul și au început să se rog. Când au plecat, a dat la Domnul la mamă, văzut mamă, îi zice, nu te îngrijora că Dumnezeu îi va întoarce pe amândoi și nu ești o tatăl ei. Toate era intervenit în care cu autorist ca mine, un pețelan ca mine, și mai mult după băi, în sensul ăsta. Dar în restul și el era. Și tata a zis, zice, Dumnezeu va și m-am dat la tata deja m-a văzut nimic. Și vreau să vă spun dacă sunteți aici femei care vă rugați pentru copii sau părinți. Poate că nu iubesc de ea copii ăștia. Și eu am voi vorba de părinți. Nu știu dacă vă vedea copii ăștia, dar îmi dădăjdui femeia, dar trebuie să vă soția ta. Nu știu dacă vă vedea. Dar am nădejde că Dumnezeu va lucra. Am nădejde că Dumnezeu va lucra. Și apoi, Dumnezeu mi-a dat o chestie lucră, să știți. Dumnezeu nu te cercetează. Dumnezeu ne cercetează până la dragoste. Dumnezeu mi-a dat bine, ne cuvântează. Dumnezeu mi-a vorbit prin visul de nou. Se făcea că eram pus în sicriu. Am murit și acum eram în sicriu, pot tot putea mișca, eram inconștient, tot știam de ce afară, dar nu putea să mă mișc. Și acum trebuie să văd până că spune judecata lui Dumnezeu. Și să făceam listul acela, așa era o groază pe mine, că știam cum mă duc prin ea. Și strigam așa din mine, acolo, din interiorul meu, Doamne, dacă tu mi-ai dat o șansă, m-aș sănător pe pământ. Doamne, eu mă pocăiesc, ziceam în mine. Să știți că listul acela s-a repetat
de mai multe ori. Același risc identic, în 6 luni de zile s-a repetat de mai multe ori. Nu mai știu examenul, dar de mai multe ori s-a repetat. Soția m-a auzat la prezent noapte și strigam, de multe ori poate că am viață și zice, băi, nu mai avea nimic de unde nu mai avea nimic de unde nici. Și spune locul, și ziua ce nu mai avea nimic. Și era ziua ce mă țineam să nu cumva să crezi așa ceva. Și am zis, poți da uita. Robina, aspră, care era, să facea să uită. Dar Dumnezeu, dragul să așa de mult mai iubit Dumnezeu. Și într-o seară Dumnezeu a pus capul de mine în care. Spune cuvântul Dumnezeu, Domnul Balaam, Dumnezeu i-a vorbit prin promovere. Pentru că l-am ascultat, Dumnezeu mi-a vorbit cu marginea. Morte pe atunci așa de evoluție. Mărgând spre Hristos, să l-au luat două noapte, să mai vede, că am băut, ne-am mutat bine de băutură, să mai vede. Cinci în mașină, la un moment dat, o niște cai, o trecut pe fața mașinii, era ceas, era cinci în ceas, direct pe fața cală, a ferit cu cal la doilea carvan, nu să fărăsc. Era o mașină nouă, nu să de poliție, când a luat, a era mutat, când a luat mașina, s-o tătă, s-o înflat, s-o dat la cap. Și ne-a răsturnat și mâna mea stângă o prinsă în ușă mea și plângeam de la ușă și o prinsă în șapă, o comprie, era prinsă mâna și nu putea să spună. Am încercat să iau contactă și când am văzut că n-așa la contact, o groază de moarte a venit peste mine și am zis, mașina se va prinde. În mașina aveam cum de la mama cântării, o casetă, pe care se pom, de Ovidiu Vitean, și în multe ori de bază ascultam cântări de Ovidiu Vitean și zicea, trebuie să mă copiesc, dar când vrei și la pensie. La botezul copilului la 6 trebuie să făcea ortodox. Am ținut 100 de șampani și am zis, când la faci copilul meu 18 ani, o vedea cu copilul. Sărește că Dumnezeu a făcut 18 ani, tatăl s-a dus de mult, o zbura din casă. Și în casa noastră ca pacea. Și vreau să vă mai spun în continuare, pentru că atunci când eram acolo în spaima aceea, am zis, acum mașina s-a prinde, ardem aici și voi muri. Din toată puterea să iară Dumnezeu, pe tatăl de mai acolo trebuie. Am zis, Doamne, dacă tu mă scrie, eu vă bucuresc. Oriți un camion de vizite, să ne-o legat cu șuferi, eu trat pe rost. Când am ieșit din mașină, era un ținut de poliție, lângă mine, lângă roata din fața mașinii, era un băiat de 15 ani, nu știu cum, cine a pus pe oameni de mașină. Și când l-am văzut, l-am plătit, nu s-a mișcat. Am zis să-ți domnul. Vă spun o voce, așa cum vorbește un om. O zis în urechile mele. Ai asigurare de viață. Avem asigurare făcută pe viață. Dar domnița era de altă. Deci, omorăte. O familie o să-ți rămână vii, în pușcăte. Dar ce ia viață. Și-o zis, nu, pușcăte, ia viață. Familia o să rămână asigurată pentru că tu vei merge în pușcărie. Și pe atâția ai dat în pușcărie. Și acum vei merge între ei. Eu știam ce să fie un polițist în vremea aceea, atunci el era un altul când era polițist în pușcărie. Poate unul dintr-o mie e cel ce vreau să fac pușcărie. Și atunci am dus mâna la tot pistolul. Nu a fi Dumnezeu niciodată, vă spun, când aveam 13 ani de poliția noastră. În 13 ani n-am uitat pistolul ăla acasă. Noapte ce Dumnezeu a vrut să-mi păzească viața și n-am uitat pistolul. Pentru că poate diavolul m-ar fi iubit. Și atunci am văzut că am uitat pistolul, am mers, s-a dus la tot la spital, am ajuns la spital și în noapte ce mi-a dat demisia din poliție, avem o colegie de 2 la 1000, vă spune la mine, 1 și 5 pe aer. Și atunci aveam rată la bancă, în jur la salarul meu, cât era atunci, aveam 1900 de lei în anul 2007, 2006 salar. Banii aceștia toți au luat în bancă. În luna ce, la mama eu pe pensie, eu din mama pensie de la 27 de lei la 170, nevasta avea materialitate de 800 de lei, eu de materialitate de copil, copilul 2 ani, și a rămas prins în gleașă, pentru că dacă nu vrei să te bucurești, Dumnezeu poate de lei un pământ și te duce unde vrea Dumnezeu. Că tu nu vrei și nu vrei. Și n-am. Și Dumnezeu o spântorat în lucrând așa fel încât n-am avut ce să fac. Și am spus, este bun. La oameni n-am la cine. Tăți șefii mei într-o spate, tăți prietenii mă învărăță, și atunci unde să mă duc. M-am dus la Domnul. Și m-am dus la adunare. Acolo unde, de când părinții mă chema și mama mă chema după ce cu tata, mă chema acolo și venea și auzea și de multe ori ieșeam afară, plângeam din adunare și aș fi dorit să mă pocăiesc. Dar cum ieșeam afară cu mine să dau așa? Bine, o altă, haide să ne las, altă, nu am vrea să mă pocăiesc. Și noaptea ce mi-a dat demisia, a rămas casa, totul tot ce aveam, era pierdut. Noaptea ce am pierdut-o. Și am zis, acum vezi cum. Mă așteptă cu șcărie. Mă duce așa, dacă eu sunt malestat, nu m-am lăsat. Și să mai spun, când am ieșit în tribunal, dar nici plăteam de la vreun jos. De la vreun sus. Era cu rupe de pistol, pe asta se uitau mie, era oamenii, era sâmbătă dimineață. Se uitau mie ca la urs la mie, către sânge, cu capul, de trei de sânge, bandaja.
Și tot oamenii când au și oprit o voce, aceeași voce care nu a zis omoare, să ne oiați. Și o să zice, cine a pus și ce a pus? Și o văzut jurie mea acolo. Atunci a mers acasă, i-a spus de ziua, de ea zice, lasă că Dumnezeu ne va întrebi la etapului, a zis, și de-a face nu zis, și de-a face de vreau să încerc. Asta de nu s-a întâmplat, așa, dar eu nu știam textul omului din timpul, dar ziceam, e posibil să mai intre polița a doua, să mai intre înapoi în sistem. Și ce să fac? Așteptându-mi sentința, așteptând să mă ajunge sistemul ăsta, am luat biserică, nu vine să vă răzăța, dar e plecat soția, pleca să putem să ne vrem iarată. Soția pe care am dat jocul în toții, care mi-a făcut joc. A mers să muncească pentru mine. Să acopere postirea mea. Și mă soția să lucrează și știți cum poate câștiga. Cât de putea putea la ea, nici o am pus. Am văzut mâna lui Dumnezeu, frate și soror, n-am mai bine bine. Aveam un salat de la mine la 2, de la 109, de la 1900 de lei, 1950 de salat, am venit la salat de 270 de lei. Mortarea mea așa s-a rogat. Garata mea, așa de mare, la toți părinții. O zi, o minut, n-am întârziat la bancă. Așa a rugat Dumnezeu. Am văzut brațul lui Dumnezeu. Când am rugat de Dumnezeu. Dar știi ce unul? Nu a putut scăparea la bără. Mereu adunare la bea. Mereu adunare la bea. Am început să arunc restul Dumnezeu din casă, dar alcoolul n-a putut. Și pornografia. Ei și acum, eu tot seara, fratele care cu mine zice, hai să beau o sală de rugăciune. Și am ajuns pe harul Dumnezeu cu gălbuirea pe o casă. Eu n-am știut Dumnezeu vorbea și eu n-am știut de lucruri din asta. Bine, eu mi-am de Dumnezeu, am adunit ce-am dat de seara. Și ușa de rugăciune. Și când am ajuns la rugăciune acolo, Duhul Sfânt, printr-o femeie, după bază de lucruri, mi-am făcut mâna mea. Ascultă bărbatele care au declarat. În momentul acela am întâlnit, Iunie nu știe femeia asta. În ziua aceea am citit Scriptură, Duhul a venit să nu așa până așa, că nu mă lucrește pe Iisus. Și mintea mea repede, o mintă, o mintă așa. Și azi așa, o mintă, dar nu e așa cum am venit. Deci dacă femeia e digitală asta mintea mea, nu va zice nimic de Iisus Hristos. Așa s-a pus semnul meu. Dacă zice de Iisus, lăsa-ne de la Dumnezeu. Eu numai duc eu linia, nu că ce să îmi spune, vasul Domnului, femeia respectivă. Nu te îndoi bărbatul, Iisus Hristos îl vorbește. Momentul acela am crezut jos. Așa cum spunea, nu mă părintea care nu-l face. Mai cam de credincios în jurul vostru. Ai inimii lui Ovidiu, scopri de Vavile, cu fața la Român. Și va spune cu adevărat, Dumnezeu este pe jurul vostru. Acestul trebuie să vorbească despre jurințele care a făcut și nu le-a respectat. Ca taină cea mai mare care a fost jurința din mașină din noapte. După care eu am uitat. Eu am uitat. Și zice Dumnezeu, ai jurat să nu uiți ce ai jurat de aceea ce este. Obiția lui Dumnezeu, cum pute de aia de mine. Așa vreau cu la problemele ta. Și spune, ca semnul ți-a vorbit, scurt de vreme, de vină ca conștiința. Și dosarul care are acolo, l-au zis, uite, fraților, că-i mă, o zdrobi Dumnezeu, ai dosarul acolo, că cine știe, că doreau tu, nu mă cunoște nimeni, s-a acolo, nu mă cunoște nimeni. Dosarul care are acolo, îl treci pe rog în umbră, ca semnul ți-a Dumnezeu. Slavă! În 27 de februarie, nașterea venit în momentul ăla, Dumnezeu îi dă de-a urmă, nu mă dă de-a urmă, ca s-a scos acolo. Aveam dividivul, prostii, corelii, le-am scos pe care le-am acolo. O seară din vedere mea. Apoi din seara ce mă băzam, am zis că fratele păstorul, acum vreau să mă putez, apoi nu mai scădești pe gândit. Vreau să mă gândit, dar am voie să fac. Când am văzut așa, cum tu faci, așa face și eu pe tine. Și vă spun la toți cei bărbați de cum noi vrem, vreți să vreți Dumnezeu să facă, să ne sănătate. Vreți să vă să vreți copii, stați de Dumnezeu. Și e imposibil Dumnezeu să nu lucrează. E împărtat pe fermele Domnului. Și apoi m-am apucat de Dumnezeu. În 8, Iezua femeie, primesc acasă științare. Scos din submărmări penal, amendat sancțiile administrative. Pe lipsă de probe, pe lipsă de proceduri de credință, s-o întârzea problemele să începem. Am scăpat cu o politică de oameni. Mi s-a dat o amendă care nu făcă azi așa aici. Și Dumnezeu mi-a vorbit după aceea, zice, îți voi da înapoi serviciul care le-au. Însă voi vorbi pe care nu s-a zis, ce mine nu ia la tine. Am luat scrită poliția, să vezi ce le fac la toți aceia care m-au murit pe mine. Mă cred că Dumnezeu nu avea planul ăsta, nu era un plan. Și ce spune, când era copil, din ea ca un copil, așa suntem. Suntem de copii, nu mai suntem copii. Dar crește și Dumnezeu maturizează și la un moment dat, azi, Doamne, soția, atâtea lume plecată și eu nu ne putem, pot să stau zi așa când am trebuit la Căzăva, ea să stai acolo și aici. Doamne, lucrează cumva, dându serviciu să poți să te vezi la Căzăva. Și în dragostea lui Dumnezeu, la o seară de Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit, du-te că sunt tine, du-te la exact. Am avut în minte nesăriți, la pompier. A zis, am permis, am ce ușe eu, dacă am luat, cum o să vreau să fac. Am mers foarte la permis, a fost o folie de atar, m-a făcut. Și cu mine am zis care mă. Așa era, bunia de tatăl, ce vezi cu acolo? S-a ajut ce ușe eu. Ei, dacă m-a trebuit ce ușe eu, am zis, nu-i să mă duc. Și am venit la pompier și am zis, nu-i să mă duc. Și am zis așa, Doamne, mă duc la aia, Doamne, mă duc la aia, 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 m
Era o bucurență mare. Dumnezeu o să te. Și după ce am intrat, poate să fiu mai scurt Dumnezeu, după ce am intrat la copiere, vă spun, am văzut toată Dumnezeu. M-am botezat în data de 22 aprilie 2007. În august am intrat la copiere, am văzut minunile lui Dumnezeu. Am văzut atât de minunile lui Dumnezeu în casa noastră, vindecări, eliberări, Dumnezeu a lucrat mare în casa noastră. Ce vreau să mai spun un lucru, după ce m-am botezat, după ce m-am întors la Domnul, binecuvântările Dumnezeu au curs peste casa noastră. Deci spuneam, noi avem față rog mulți în biserică, suntem în jur de 60 de membri, din care 22 de ori este român, care sunt fraților și surori. Și le-a spus la așa, că știam gradul lor de sărăcie, câteva de sărăcie, că nu aveau sărăcie nimic. Și acum se vedeți sunt două de mașini, să vedeți case mari, case cu etat, majoritatea dintre ei. Și asta s-a aduceți în aminte de Iudeu Hristos Dumnezeu. Și să spun, dacă are unul curat să spună că-s mai rău, după ce mi-e pute vedea financiar, nu provodesc Evanghelia Prosperității. Dar să zic că unul, de când mă apuc eu trebuie mă rău. Să spun unul, ca să apuc eu așa. Pentru că v-ați Dumnezeu în mine în contact. Voi lasă pe Dumnezeu. Dar mai mult pentru Dumnezeu, dar mă înțelegi. Domnul să vă facă, să vă ține de El. Și aș vrea să ne rugăm pentru bolnavi, să ne rugăm pentru cei care se rugăm picioare. Să strigăm la Domnul pentru ei. Să strigăm pentru că mulți au văzut în dezlădejde. Și dezlădejde aceasta îi predică. Dacă Dumnezeu vreau pe ceva vindecat, să știți, dezlădejde așa e păstrăie și stricat credința. Deci Dumnezeu nu poate vindecat. Dar Dumnezeu poate să vindece. Și las mai departe.